Salut! Viața lângă mare, ca și orice tip de odihnă, are subtilitățile sale. Turiștii pot fi șocați de careva situații neprevăzute, începând cu fenomene neobișnuite până la locuitori maritimi necunoscuți și diverse situații jenante. În videoul de astăzi vei vedea momente neobișnuite care s-au întâmplat pe malul mării și pe care cineva a reușit să le filmeze cu camera video. Așa că așează-te cât mai comod, scrie-ne în comentarii dacă ai fost anul acesta la plajă sau urmează să te duceți, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Curios, acest bărbat chiar crede că ajută? Fiind în Egipt, ai putea profita de șansa de a înota în apa limpede în lacul sărat din mijlocul deșertului. Conținutul de sare în apă e foarte mare, de aceea te ține la suprafață. Focile și leii de mare adoră să se relaxeze pe plajele din deșert. După ce se umplu de puteri, pleacă în mare la vânătoare. Ursul a vizitat vecinii, a notat și a plecat fără să fie rămas bun. El va vizita acest loc regulat sau va găsi ceva mai bun? Algiile joacă un rol principal în formarea spumei. Ea se amestecă cu apa și resturile organice. Spuma nu este periculoasă, de aceea dacă nu crezi că e dezgustător, poți înota în acea apă. Odată cu popularizarea surfingului, șansa oamenilor de a întâlni un rechin a crescut considerabil, însă prădătorii nu mereu atacă. Spune sincer, și tu invidiezi această căprioară. Ea nici nu trebuia să-și ia concediu ca să se bucure de valurile mării. Insulele Canare oferă posibilitatea de relaxare, dar și priveliști uimitoare. Totuși, vulcanele active uneori creează disconfort. Pe de altă parte, poți vedea erupția în realitate. În timpul competițiilor de surf a avut loc un incendiu. Un val mare a lovit malul și a doborât spectatorii. Nimeni nu a fost traumat, însă s-au pierdut multe lucruri personale. Tu ai știut că chiar cu urmele tale poți crea desene geometrice mari pe nisip. Important e să capturezi acest moment pentru că va dispărea rapid. În octombrie anul 2022, un fenomen natural unic i-a uimit pe toți din Cipru. La suprafața Mării Mediterane s-a format o pâlnie de aer și apă. Tornada de apă a lovit malul și tot ce era pe plajă. Spre fericire, nimeni nu a avut de suferit. Urmărind prea mult oamenii, unele animale pot imita comportamentul oamenilor. Foca a decis că a venit timpul să savoreze și ea razele de soare. Thank you.
Există locuri unde poți înota cu diverse animale, spre exemplu broaștele țestoase, însă să știi că ele așteaptă gustări și reacționează diferit dacă nu le oferi. Când oamenii observă că valurile devin mai puternice, majoritatea iau decizia corectă și se îndepărtează. Însă, sunt și cei care vor aștepta ca să-i lovească valul. Nu e frumos să judeci alți oameni după aspect, însă dacă ai venit la o plajă obișnuită, dar te comporți de parcă ești pe cea pentru nudiști, îmbracă-te și pleacă de aici. Valurile nu au hotare, de aceea dacă lași mașina la parcare pe malul mării, ai grijă să nu rămâi fără ea. Poate că nu e cel mai bun coechipier, însă reacționează rapid în situații critice. Surfingul se consideră un suport periculos din mai multe motive. Te confrunți cu apa și verifici cât ești de rezistent, iar uneori poți întâlni cel mai mare pericol pentru un surfer, rechinii. Un mit care a devenit realitate. Valurile extrem de mari pe care oamenii de știință tot încearcă să le prognozeze, uneori pe mare apar valuri gigantice capabile să distrugă nave sau tot ce e pe mal. Chiar dacă ea s-a speriat sau a avut de suferit, acest video e mai memorabil decât o poză simplă pe fundalul mării. Acești crabi mici trăiesc pe plajele tropicale din Indo-Pacific. E greu de imaginat numărul lor pe această plajă. Vorbind de plaje, unii oameni preferă nu valurile, nici soarele arzător, ci distracțiile. E sigur să te dai cu balonul cu aer cald, mai puțin sigur când aterizezi. Chiar și cei mai buni piloți uneori au probleme cu asta. E trist să vezi pe plajă o cantitate atât de mare de deșeuri. În toată lumea e popular să curăți plajele și chiar dacă e o acțiune minusculă, de aici totul poate începe. Șarpele se mișca așa de parcă și-a găsit prada, iar luând în considerare că a revenit, înțelegem de ce acestui bărbat era frică. Chiar și nisipul umed nu e o barieră în a lupta. Curios, în ce constă conflictul? Balena albastră e cel mai mare animal din lume. Niciun zmeu nu poate transmite măreția sa. Maimuțele din Thailanda sunt un grup organizat de criminali care fură tot ce găsesc la oameni. Desigur că pe plajă vrei să uiți de regulile stricte și să te simți liber. În același timp, un look prea vulgar va capta atât de multă atenție încât nu te vei putea relaxa. Turiștii au ajuns într-o situație neplăcută. Se pare că nimeni nu le-a explicat că pot fi probleme cu motorul. Rechinii balenă sunt pești neobișnuiți. Ei uimesc prin formele și culorile sale și chiar dacă se alimentează cu plancton, ți se taie respirația când îi vezi. Sunt șoferi care urăsc nisipul, însă sunt și cei care îl adoră și organizează curse. Cineva hrănește pescărușii, cineva îi utilizează pentru poze frumoase, însă ei nu sunt contra. Tu ai riscat să-l iei în mână. Poate acest molusc nu e atât de mare, însă arată ca din filmul cu extraterestri.
Ziua focurilor de artificii nu mai arată atât de frumos, mereu creează senzații de frică. Oceanul este mereu în mișcare. Asta se vede nu doar după valuri, dar și schimbarea nivelului apei. Este foarte important să știi când va veni un flux mai mare și ce poți face în acest caz. Ursul, alergând pe plajă, i-a speriat pe toți din jur. Este clar că el avea planurile sale cu privire la oameni. Cât de bine că s-a răzgândit! Cât de frumos arată! Însă, indiferent de priveliște, instinctul de autoconservare se trezește. Un avion militar zbura doar la câțiva metri deasupra mării. Era atât de jos, însă se pare că din cauza sunetului se creează valuri. Cine ar fi crezut că un pescăruș poate să strice o cină frumoasă pe plajă? Cât de calm nu ai fi, aici te-ai enerva rău. Nu toți doresc să înoate și să petreacă timpul activ pe mare. Mai bine așa! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați fost vara asta la plajă? Sau urmează să mergeți? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!